Salutare, numele meu este Mocanu Sabin, sunt general manager la Turbo Doctor. Astăzi vom discuta mai mult despre ce ai tu de făcut ca și proprietar al mașinii în momentul în care ai o problemă cu filtrul de particule. Vom trece pas cu pas prin toate miturile legate de filtrul de particule și de curățarea acestuia și îți vom explica ce ai de făcut ca să și previi înfundarea filtrului tău de particule, așa că stai cu noi până la final. Acest Volkswagen Golf a ajuns la noi cu o problemă legată de filtrul de particule. După o diagnoză am constatat că filtrul de particule într-adevăr este în eroare, dar pe lângă filtrul de particule avem niște probleme pe senzorul de presiune diferențială a filtrului de particule, cât și pe sonda de oxigen, sonda Lambda. Vom da jos filtrul de particule în prima fază pentru curățare și după aia vom vedea exact care sunt celelalte probleme care, mai mult ca sigur, au dus la înfundarea filtrului de particule. Când vine vorba despre filtrul de particule, diagnosticarea inițială este foarte, foarte importantă. Asta din cauza faptului că diagnoza inițială ne aduce undeva la 80-90% din datele de care avem nevoie pentru a repara profesional problema pe filtrul de particule. Mai mult ca sigur, acest filtru de particule are o problemă din cauza erorii pe senzorul de presiune diferențială și sonda de oxigen. Despre filtrul de particule de-a lungul timpului am auzit cele mai multe mituri. Cum că filtrul de particule nu se poate curăța, cum că filtrul de particule în timp își pierde metalele prețioase din interiorul lui. Adevărul este mult diferit față de miturile care există în spațiul online. În primul și în primul rând, primul lucru pe care trebuie să-l facem în momentul în care un filtru de particule ajunge la noi, o să te rog să vii mai aproape ca să-ți și arăt, este să inspectăm structura monolitului ceramic a filtrului de particule. Există o anumită zonă prin care putem să vedem acest lucru în funcție de construcția filtrului de particule. Ce este foarte important este ca structura filtrului de particule să fie una uniformă și să nu fie topit. Dacă filtrul de particule este topit, degeaba îl curățăm. Acel filtru de particule nu va lucra corect pe mașină și mașina, după câteva sute de kilometri, va avea din nou o eroare. În cazul în care un filtru de particule ajunge la noi și este topit, explicăm clientului că acel filtru de particule trebuie schimbat cu totul. Platina, rodiu și paladiu, care sunt acele metale prețioase despre care se tot vehiculează tot felul de mituri în spațiul online, nu pleacă din filtrul de particule. În schimb, atunci când monolitul ceramic care conține aceste metale prețioase se topește, el nu se mai poate regenera și nu mai poate capta eficient depunerile de PM25. Ce este de avut în vedere în cazul curățării este că curățarea unui filtru de particule este strict doar rezolvarea unei încărcări a filtrului de particule cu depuneri de PM25 care n-au mai putut fi regenerate sau cu cenușă. În schimb, doar curățarea filtrului de particule niciodată nu va rezolva complet problema mașinii. Trebuie identificată cauza care a dus la înfundarea filtrului de particule, înlăturată cauza și după ce filtrul de particule se va curăța și se va pune pe mașină, mașina o să meargă mult timp
foarte bine, fără niciun fel de problemă. Un alt lucru foarte important, care de multe ori nu este avut în vedere în momentul în care se identifică o problemă pe un filtru de particule, este că în aceeași carcasă, un filtru de particule are atât catalizatorul, cât și filtrul de particule. Dacă ne uităm pe gaura de intrare, practic, în ansamblu unde este filtrul de particule, vom vedea catalizatorul. Dacă ne uităm pe ieșire, vom vedea ieșirea din DPF. Este foarte important să știm acest lucru pentru a putea să ne uităm la structura monolitului ceramic în locația corectă pentru a vedea dacă este topit sau nu. Un filtru de particule poate fi topit pe intrarea în filtru și în momentul în care ne uităm pe evacuarea acestuia, acestuia să fie într-o stare aparent foarte bun. Deoarece există foarte multe mituri legate de filtrul de particule, în sediile noastre de obicei veți găsi piese tăiate în secțiune pentru a putea explica mai bine ce se întâmplă cu piesele despre care discutăm. În cazul filtrelor de particule, avem un filtru de particule tăiat în secțiune tocmai pentru a putea arăta faptul că structura unui filtru de particule poate fi curățată și poate fi reutilizată doar dacă aceasta este intactă și nu are urme de topire. Cum este cazul acestui filtru de particule? Se poate vedea că structura lui este una liniară, fără puncte de topire sau de sudare a canalelor din interiorul filtrului de particule. Acest filtru de particule este într-o stare perfectă de funcționare, dar noi l-am sacrificat pentru a putea avea material didactic. Pe lângă structura unui filtru de particule, trebuie să fim foarte atenți la senzorii de temperatură care este pe filtrul de particule, cât și senzorul de presiune diferențială, deoarece acești senzori sunt practic receptorii filtrului de particule și principalii informatori ai calculatorului pentru momentele în care filtrul de particule trebuie regenerat sau poate să fie într-o stare de încărcare. Trebuie să avem în vedere că după orice intervenție asupra filtrului de particule trebuie să facem și reinițializarea filtrului de particule, adică să învățăm calculatorul mașinii cu noile valori pe care filtrul de particule le are după curățare. După ce filtrul de particule va fi curățat, asupra acestei mașini se vor schimba senzorii despre care am discutat la începutul videoclipului că sunt defecți. Așadar, orice problemă ai avea pe filtrul tău de particule, noi la Turbo Doctor te putem ajuta în rezolvarea profesională a acesteia, plecând de la diagnosticarea inițială până la toate procedurile de demontare, curățare și reparație ulterioare. Nu uita că pe lângă curățarea filtrului de particule, noi avem și laboratoarele de reparație ale turbinelor, injectoarelor și pompelor de injecție. Acest lucru ne permite să identificăm mereu și cauzele care duc la o anomalie pe filtrul de particule sau la o defecțiune pe filtrul de particule, care au o cauză externă față de filtrul de particule în sine. Te așteptăm la noi la o diagnoză gratuită oricând în sediile din Iași, Galați și Piatra Neamț.